Fostul viceprimar Eugen Țurcanu nu iartă și nu uită ce i-a transmis ieri primarului Ovidiu Portariuc după ce edilul șef a tăiat panglica nocturnei fără el, aflați la știrile orei 21. După strada Primăverii, care la momentul de față se află la etapa de asfaltare, în atenția botoșănenilor a intrat și Piața Viilor, aflată în reabilitare. Ce s-a întâmplat astăzi la Primăria Botoșani, vedeți la știrile nopții. O ultimă țigară uitată, aprinsă, i-a fost fatală. Detalii despre drama unui bărbat din Călăraș la știrile orei 21.